O surpriză pentru voi. Au venit câțiva daci să facă cunoștință cu voi. Stați-o, stați-o, stop, stop, hai aplauze, am glumit, am glumit, stați, stați, că a luat-o serios. Da, mulțumim mult, Centurio, te poți retrage, ia și pe cei doi cu tine, tu, decizi. Și în aplauzele dumneavoastră, hai să intre și dacii. Haideți toate trupele, sunt gata să intre, hai faceți un tur. O să vă spun și despre daci câte ceva. În primul rând, hai să vă prezint trupele. În fața acolo sunt cei veniți de la Piatra Craivii, de la cetatea Apulonului. O cetate aflată în proximitatea orașului Alba Iulia, undeva la 10 km spre vest. Lupii Apulonului în față cu căpetenia Maris. Cetatea Apolonului a fost distrusă, se pare în anul 106, chiar de romani, însă acești daci au scăpat. Sunt urmați de dacii veniți de la Trădaua, din Piatra Neamț, aici, hai să salutăm. Avem și dacii Singidave, cetatea Singidave, cetatea de la Cugir. Da, o altă trupă venită de la Petrodava. Avem și carc veniți de la Iași. Iașul de astăzi, atunci, nu exista așa ceva, de se aplaudăm. De la poalele cetăților din munții Oreștiei, chiar de la Oreștioara de Sus, avem o trupă de daci. Și de la sud de Carpați, Geto Daci. Bun, hai să vă spun două, trei cuvinte despre ei, arătându-vă în special echipamentele pe care le poartă. Haide să vin aici purtătorii de Draco. De la legiunile romane în Rom, la revedere, haide să aplaudăm. Bun, pentru daci nu-i frumos să stați cu spate la public, haideți și voi aici, partea asta, o să plece și romanii. Da, o să vă prezint câteva elemente legate de... Haideți în partea cealaltă, nu stați cu spatele la public. Haideți să... Legiunile romane părăsesc scena, o să ne vedem cu ei și mâine și poimâine. Acum este timpul barbarilor. Să înțelegeți că barbar nu este o jignire, este termenul pe care îl foloseau grecii și romanii când se referau la ceilalți. Ceilalți care nu erau ca ei. Astăzi noi folosim acest cuvânt pentru altceva. Bun, hai să vin aici în față, în special, hai să vă arăt căpeteniile. Haideți aici în față, nu voi rămâneți purtătorii de standard. Haideți căpeteniile. Da, avem patru căpetenii, două, trei cuvinte despre echipamentele lor. Văd că toți au spade drepte. Nu? Am văzut bine? O spadă care nu este specifică dacilor, este specifică celților. Însă, trebuie să știți că în perioada respectivă, în spațiul carpatico, danubiano-pontic de astăzi, nu trăiau doar dacii, trăiau și alte semiții, precum celții. Și se pare că săbiile celte erau mult mai ok pentru aceste căpeteni. Coifurile. Avem... un coif, două reproduceri de pe columna lui Traian. Pe columna lui Traian, la baza columnei, sunt reproduse mai multe trofee dacice, inclusiv aceste două coifuri
pe care le vedeți. Mai avem aici un coif special, este un coif descoperit la Cugil, la Singidaba, într-un mormânt a unui principe local. El, originalul, puteți vedea vizitând Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Mulțumesc! Hai să vedem și purtătorii de standard. Drago se cheamă acest standard. Trebuie să vă spun că, din păcate, până în momentul acesta, un astfel de standard n-a fost descoperit nicăieri în România. De unde știm despre existența lui? Iarăși de pe columnă sunt reprezentate diferite astfel de standarde, Draco, și tot pe unele emisii monetare, după câștigarea războaielor, romanii au reprodus aceste standarde. La ce foloseau? Credem că erau folosite pentru a transmite comenzile comandanților. Prin diferite mișcări, aceste comenzi erau transmise trupelor. Mulțumesc! Hai să vedem preoții. Păi, vă rog să aplaudați pe uitați au aruncat norii de aici. Extrem de important. Da, extrem de important în societate. Știau multe lucruri legate de medicină, astronomie. Erau cei care înlocuiau la comandă, dacă era probleme cu cei care conduceau armatele. Erau cei care astăzi asigură bunăstarea și sănătatea trupelor, furnizându-le deseori ierburile necesare, așa-i? Așa-i. Hai să aplaudăm preoții de aici. Le mulțumesc și lor. Războinicii. Două categorii de războinici. Erau cei nobili, fileati, haideți să vină în față, acei nobili fileati, hai să vedem. Și o să vă dați seama de ce le se spune așa. Pentru că purtau unii coif, dar în special fileati venea de la această căciuliță, Pileus, o vedeți, și de acolo și numele de fileati. Ei au ca arme două spade drepte și apare pentru prima dată aici în fața dumneavoastră un tip de armă extrem de temut de romani. Celebrul fals. Ia, falsul provenea dintr-un instrument agricol. Da, mulțumesc. Se vede pe ceilalți. Oamenii liberi, comatii, cei cu... Am vrut să spun cu pleacă. Ei veni ghețită în față. Cu părul liber, comatei, având falsuri. Având falsuri și chiar falsuri de armă de două. Scuturile sunt pictate exact după modelele pe care noi le-am văzut pe columnă. Da, mulțumesc. Și hai să vedem și civilii. Femei în special, copii, haideți aici în față. Și aici reproducerile sunt făcute după imaginea de pe columnă. Ce vreau să remarcați, aceste femei care poartă aceste batite buloade pe cap, vedeți? Și ele realizate după modele de pe columnă. Pe columnă sunt multe scene în care femeile părăsesc așezările incendiate de romani alături de copii, de prunci și încearcă să se refugieze în zonele libere. Avem și mulți copii aici, să-i aplaudăm, să-i încurajăm și pe ei. Da, mulțumesc! Cu dacii o să ne întâlnim și mâine la bătălia, pardon, poi mâine duminică la Marea Bătălie. Haideți să aplaudăm trupele venite aici. Istoria renascita, genul dace sunt carpatici, veniți de la Orăștioara, o trupă de daci, de la poalele munților Orăștiei, de la Petrodava, avem două trupe venite. Avem de la Singidava, dacii Singidave și lupii Apolonului, gazdele acestui eveniment. Mulțumesc!
Bun, acum o să începem momentele artistice. Ce am pregătit pentru dumneavoastră? Am pregătit pentru început dansul. Dansul l-am spus noi artice, însă e mult spus dacă ne gândim la reproducerea fidelă a unor astfel de momente din antichitatea dacică sau romană. Pentru că nu știu ce se asculta, ce cântau dacii sau chestiile de genul ăsta. Sau romanii. La romani mai știm unele lucruri, însă nu le putem reproduce cu exactitate. Dar încă o dată aplauze. Astfel că momentele următoare sunt mai mult de inspirație artistică. O să începem cu o trupă tânără care a apărut acum, cred că, o lună sau două. O trupă care vine tocmai de la Singidaba, de la Cugir. La Cugir a existat o cetate, cetatea Singidavei. O parte din dacilor tocmai s-au retras, însă au lăsat în urmă, aici pentru dumneavoastră, o trupă de fete tinere frumoase cu o coreografie specială, o trupă intitulată Ielele Singidavei.